ziua! Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia oficială de semnare acordului întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei prin acordarea unui împrumut, proiectul modernizare tehnicii și echipamentul agricol. Semnează pentru Guvernul Republicii Moldova, excelența sa, domnul Oleg Țulea, ministru afaceri externe și integrării europene, pentru Guvernul Japoniei, excelența sa, domnul Yoshihiro Katayama, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia oficială de semnare acordului de grant întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei prin cooperare economică. Semnează pentru Guvernul Republicii Moldova, excelența sa, domnul Oleg Țulea, ministru afaceri externe și integrării europene, pentru Guvernul Japoniei, excelența sa, domnul Yoshihiro Katayama, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova. Stimați reprezentanți ai mass-media, excelența sa, ministrul afaceri externe și integrării europene Oleg Țulea și excelența sa, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova Yoshihiro Katayama, vor susține declarații de presă.
Domnule ministru, aveți cuvântul. Excelență, stimați reprezentanți ai mass media, doamnelor și domnilor, astăzi împreună cu excelența sa, domnul ambasador Kutuyama, am semnat două documente importante. Acordul întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut care vizează proiectul modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol și un acord de grant întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea economică destinat proiectului îmbunătățirea echipamentului de digitizare și crearea bazei secției de digitizare a publicațiilor a Bibliotecii Naționale, a Centrului Național de Digitizare. Acordul de împrumut prevede un credit concesional oferit Guvernului Republicii Moldova de către Guvernul Japoniei pentru achiziționarea tehnicii agricole în valoare de 18,7 milioane dolari SUA pentru perioada de 40 de ani cu o rată anuală a dobânzii de 0,1% și o perioadă de grație de 12 ani. În pofida dificultăților cauzate de pandemie, aș vrea să menționez cu toată responsabilitatea că negocierile între ambele echipe de experți au decurs conform unui program prestabilit în termene optime. La sfârșitul lunii februarie, la Chișinău s-a aflat o misiune a Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională, structură guvernamentală care coordonează asistența oficială pentru dezvoltarea Guvernului Japoniei. Negocierile s-au finalizat cu succes, fiind încheiate procedurile interne necesare pentru semnarea documentelor. Împrumutul japonez vine într-o perioadă foarte dificilă pentru agricultorii moldoveni și constituie un sprijin real în achiziționarea tehnicii agricole și a echipamentului agricol. Avem toată certitudinea că acest credit va contribui efectiv la creșterea producției alimentare, dar și în general la stabilizarea economiei țării. Celălalt document, acordul de grant, în valoare de 409.000 dolari SUA, este destinat creierii Centrului Național de Digitizare în cadrul Bibliotecii Naționale. Țin să menționez că Guvernul Japoniei a răspuns apelului nostru și a acordat cu titlu gratuit 12.000 de pastile Avigan pentru tratamentul COVID-19. De asemenea, Japonia a decis să ofere Republicii Moldova asistență suplimentară pentru combaterea epidemiei sub forma unui grant în valoare de 1.000.000 dolari SUA în cadrul programului economic și social, fapt pentru care exprimăm profunda noastră recunoștință. Încrederea reciprocă în relația bilaterală reprezintă un imbold puternic pentru comerț și investiții. Acest fapt e demonstrat de investițiile importante nipone în industria de automotiv a țării noastre, așa companii ca Sumitomo și Fujikura au devenit rezidente ale zonelor economice libere. Spre exemplu, Sumitomo, vă aduceți aminte, a investit 30 de milioane de euro în deschiderea unei fabrici și crearea a aproximativ 2,5 mii locuri de muncă, iar Fujikura aproximativ 20 milioane de euro și 2.000 de locuri de muncă. Domnule ambasador, am onoarea să mă refer și la dialogul nostru permanent între reprezentanții Guvernului Japoniei și ai Guvernului Republicii Moldova privind extinderea cooperării bilaterale în o serie de alte domenii, în particular în comerț, cultură, educație și turism, domenii care, credem noi, ar întări relațiile de prietenie și cooperare între țările și popoarele noastre. Legăturile culturale și contactele între oameni sunt paliere pe care dorim să ne axăm mai activ în perioada imediat următoare. Am vrea să avem o cooperare aprofundată și în aceste domenii, promovând oportunitățile comerciale și de afaceri care generează noi locuri de muncă și creștere economică în Republica Moldova. Consider că actualul context financiar și economic, afectat de pandemie, nu ar trebui să fie un factor de descurajare, ci mai degrabă o oportunitate pentru crearea unor noi legături între una dintre cele mai puternice economii ale lumii, Japonia, și o țară care dorește să absoarbă investiții, o țară care aspiră spre integrare în Uniunea Europeană, Republica Moldova.
În context, afirm cu certitudine că Japonia este un prieten de nădejde și de încredere al Republicii Moldova. Sunt convins că întreținerea unui dialog politic intens va stimula și pe viitor relația noastră multidimensională, va asigura o circulație mai mare a oamenilor de afaceri și a turiștilor, va spori schimburile universitare și va crea mai multe oportunități pentru inovare. Excelență, vă rog să transmiteți conducerii țării dumneavoastră, așa cum am vorbit și în întrevederea noastră scurtă tet-a-tet, profunda noastră recunoștință pentru acest sprijin generos și deosebit de necesar economiei Republicii Moldova. Aș dori să închei felicitându-vă pe dumneavoastră personal și pe toți cei care au contribuit la succesul evenimentului de astăzi, semnarea celor două acorduri întocmit prin schimb de note. Vă mulțumesc mult! Excelență, domnule ambasador Katayama, aveți cuvântul. Domnule ministru Țulea, doamnelor și domnilor, sunt foarte bucuros că astăzi am lansat două proiecte noi împreună cu domnul ministru Țulea. Unul în agricultura și altul în domeniul prezervării patrimoniului cultural. Noi, Guvernul Japoniei, înțelegem că agricultura are importanța majoră pentru economia țării și pentru bunăstarea populației. Ținând seama de acest aspect, noi am continuat, într-adevăr, să sprijinim agricultura Moldovei în ultimii 20 de ani. Aș dori să subliniez și eu totodată că în momentul de față, aici în Republica Moldova, ne aflăm într-o situație dificilă, creată de pandemie și de către condițiile meteorologice nefavorabile. Dorim ca tehnica agricolă performantă achiziționată prin această asistență să fie utilizată într-o manieră cea mai eficientă de către fermierii din țară. Prin intermediul celuilalt proiect, dorim să contribuim la prezervarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova, care este atât de bogat. Japonia va oferi o donație pentru procurarea unor sisteme de echipamente și soluții tehnice pentru digitalizarea fondului Bibliotecii Naționale și altor instituții de profil. Așteptăm ca generațiile viitoare să aibă acces la nenumărate opere de artă și de istorie create de-a lungul deceniilor și secolelor. Aș dori să menționez, înainte să închei, faptul că noi am salutat întotdeauna eforturile Moldovei pentru integrarea europeană, respectând principiile fundamentale, cum ar fi democrația, economia de piață, supremația legii și protejarea drepturilor omului. Împărtășind o asemenea bază solidă, aș dori să promovăm relațiile noastre de prietenie între Japonia și Republica Moldova din toate punctele de vedere, împreună cu mulți prieteni ai Japoniei din Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamnelor și domnilor, ceremonia oficială se declară închisă. Vă mulțumim!